niște femei în joare lângă tâmpul babai. Păcătoasă! Uitați-vă la ea! Stop! Frate, n-o mai judeca și nu o mai face curbă. Nu știi nimic despre ea, ce-a făcut așa să ajungă. Te rog să nu dai cu piatra, că nici Iisus nu a dat. Cine a aruncat tine când poate ai meritat. Frate, n-o mai judeca și nu o mai face curbă. Nu știi nimic despre ea, ce-a făcut așa să ajungă. Te rog să nu dai cu piatra, că nici Iisus nu a dat. Și n-am aruncat în tine când poate ai meritat. Atunci Iisus le-a zis: care dintre voi este fără de păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Hai ridică-te, femeie, nimeni nu-ți va face rău. Și pe tine te iubește Iisus, salvatorul tău. Hai ridică-te, femeie, ce stă pe dealul Golgota. Acolo a stat Iisus, pentru noi a plătit nota. Eu cu tine și cu ei trebuia să suferi, dar pentru așa păcate n-aveam cu ce să plătim. Tu cel din spate care ții piatra aia cea mai mare, și tu ai furat să dai la copii mâncare. Stai așa, nu Daniel, că și tu ești vinovat. Ai mințit că ești la muncă și erai cu alta parte. Liniștește-te, femeie, că nici tu nu ești vreo sfântă. Și tu de alt bărbat ai lăsat cândva coruptă. Aveți doi copii acasă și pozați că vă iubiți. Și voi sunteți măcătoși, n-aveți dreptul să loviți. Hai ridică-te, femeie, nimeni nu-ți va face rău. Și pe tine te iubește Iisus, salvatorul tău. Hai ridică-te, femeie, i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești.